Eliberează-mă acum, spune el, în prezența și în lumina prezenței pruncului venit să scape lumea. Suntem la o clipă de răscruce și sunt multiple situațiile în care, cum spunea, nu și -a la început, aici ce ar fi viața fără întrebări, dacă nu ai avea întrebări. Ar fi un, un gri, așa, nesfârșit. Nu? Ce-ar și muzica dacă are avea o singură notă, da. Ați văzut Semida vorbea ceva cu instrumentul ăsta, nu știu ce, da? s auzea frumos de tot. Ce ar fi viața fără aceste preocupări? Dom'le, nu, pe mine nu mă interesează nimic. Bem și mâncăm că mâine murim. Păi hai, fă treaba asta și zim dacă s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat, domne. Am băut și am mâncat, am, dar tot nu s-a rezolvat. Am crezut că asta e, dar nu este. Păi nu este, că nu are cum să fie. Nu e vorba de ceva, este vorba de cineva și este vorba de o stare după voia Lui Dumnezeu. Dar unde mai e starea Lui Dumnezeu când eu sunt atât de amărât, sunt atât de supărat? Unde e starea? Păi vreau să spun că există o întristare după voia Lui Dumnezeu. Nu, nu i fi știut tu treaba asta. Dar există o întristare după voia lui Dumnezeu și aș vrea să citim lucrul acesta. Mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la păcăință. Asta a fost rodul. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu. Wow. Vă spuneam că doctorul care m-a operat a durat aproape 5 ore și a cerut iertare. Iartă-mă pentru atâta. În care atâta durere care ți-am provocat. Și eu i-am zâmbit și i-am spus, zic, că acesta este un privilegiu. Avea o astfel de durere. Multă lume ar fi vrut să aibă, n-au avut posibilități să aibă această durere. Vreau să-ți mulțumesc, domnule doctor, pentru durerile care mi le-ai provocat. Iubiții mei, drumul credinței nu diferă de drumul acesta al vieții de fiecare zi, în sensul că Experimentăm zile cu soare și zile întunecate. Experimentăm bucuria mântuirii și experimentăm valea umbrei morților. Numitorul comun al tuturor acestor lucruri, însă, este prezența lui Dumnezeu cu noi. Și spune Pavel mai departe, ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să nu suferiți o pierdere din cauza asta. Și scrie mai departe, în adevăr, când întristare este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire. Acesta e semnul că e o întristare după voia lui Dumnezeu. Pentru că mai este și alt fel de întristare. Și de care cineva nu se pocăiește niciodată. Aduce o pocăință de care nu te pocăiești. Aveam eu un cățel dresat, l-am iubit foarte mult, în sfârșit, mi-a fost prieten. Și el, el, se pocăia de faptele care le făcea, fusese dresat când, până să-l luăm noi. Și când venea cineva în curte la noi, ieșea din tufiș ca o umbră și prindea colții pulpa piciorului omului respectiv. Vă imaginați cum a sărit Antiotilia în sus săraca în momentul în care ăsta a atins pulpa și după care el se dedea înapoi și se uita dacă, dacă lucrul ăsta îi place sau nu. Tot Antiotilia, și normal că apăream imediat, am auzit zgomotul și el se trântea pe spate și încrucișa cele două labe deasupra ochilor, se pocăia pentru ce făcuse. Dar odată când mă uit atent la el, era cu labele încrucișate așa, dar pe sub labe se uita la următoarea persoană care venea. <laughs> și am zis, să-i zic, asta este o pocăință de care ar trebui să te păcăști. <laughs> adică nu ajunge că nu te pocăiești, te prefaci că te pocăiești, mai încarci și pocăința cu prefăcătoria aceasta în care, și Pavel scrie aici, dacă întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință de care nu îți va părea rău o pocăință de care nu te vei pocăi altădată și de care cineva pe când întristarea lumii scrie aici, partea a doua versetului, aduce moartea, aceeași întristare a avut-o Iuda, dar a fost întristarea lumii, nu întristare după voia lui Dumnezeu. Uite, întristarea aceasta, după voia lui Dumnezeu, spune Pavel, uite ce roade a produs lucrul acesta. Revin pentru o clipă la rugăciunea lui Liviu de la început. Noi am făcut multe rele în viață pentru că am găsit scuze pentru relele pe care le-am făcut. Am găsit explicații, ne-am justificat și am făcut-o iară. Din cauza asta. Acum, după fiecare rău, avem posibilitatea să ne pocăim sau să continuăm, dar trebuie să găsim o justificare. Știu că e rău ce fac, dar uite de ce fac răul acesta, pentru că e un alt rău care, în felul ăsta e gândirea noastră, care perpetuează răul în viață. Aș dori să spun că nu, nu stăm picioare. Nu stăm picioare niciodată adevărul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu este de așa natură încât e deasupra oricărei condiții imaginabile, deasupra oricărui pretext, a oricărei scuze, a oricărei explicații. Știm cu toții, răul nu are explicație. Dacă ar avea explicație, ar putea fi scuzat, pentru că are o explicație, dar nu are explicație. Cum vă explicați faptul că în alături de Isus în dreapta și în stânga, sunt doi oameni în aceeași situație, condamnați pentru același lucru, suferind același fel de suferinți. Sunt doi oameni acolo. Nu e niciunul favorizat, unul a pus mai curte, și altul la... Nu există diferență între ei. Vin de pe același drum în viață, au ajuns în același loc, suferă același chin și totuși aici unul Merge într-o parte, unul într-o parte. Nu poate nimeni vreodată să spună, să justifice răul din viață, pentru că în același timp un altul nu a justificat răul. El a apucat. Uitați-vă la, la Ruth și Orpa. Amândouă sunt în absolut aceleași condiții, nu e nicio diferență între ele. E ceva tainic, e ceva misterios. De asta se și numește taina fără de legi. De ce ar alege cineva răul este absolut inexplicabil. De ce ar alege cineva răul? Și amândouă sunt acolo și amândouă discută cu Naomi și Naomi aduce același argument pentru amândouă și una apucă într-o parte și una apucă în altă parte. Una în dispariție, iar cealaltă devine a familiei Mântuitorului nostru și crucea Golgote despre care vorbim noi la Paște iar eu astăzi am harul de a vorbi a 51-a oară în viața mea la, la sărbătoarea Paștelui. Sărbătoarea aceasta e legată de hotărârea lui Ruth de acolo. Și hotărârea ei era, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Păi da, dar n-ai cu cine să te mai măriți, că să vezi, n-are nicio legătură, nu despre asta vorbim. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Acest lucru ar trebui să ne aducă pe noi la conștiința că am de plin posibilitatea de a alege binele în viață, că nu există nicio putere care se ridică deasupra libertății pe care Dumnezeu mi-a dat-o de a alege binele. Eu sunt bolnav, nu mai pot, acum sunt într-o suferință. Dar ce zici de suferințele în care acest tâlhar de lângă Isus a ales credința. Ce zici de situația omului ăstuia? E, răul este rău, suferința e suferință. Dar indiferent cât de mare ar fi suferința, și mai mare decât suferința noastră, oricare ar fi ea pe pământ, indiferent ce s-a întâmplat Iov, dacă ar fi cineva, mai mare decât orice fel de suferință este puterea Harului Dumnezeu de a atrage sufletul nostru. În condițiile acelea, omul acesta a ales pe Domnul Hristos. Și moștenind o păcătoșenie similară cu a la că ei semănau și în păcătoșenie. Prima dată când, când au fost ridicați pe cruce, amândoi și-au bătut joc de Isus. Dar după aceea s-au despărțit drumurile în timpul procesului. unul, inima unuia dintre ei a înclinat spre Isus. Iubiții mei, să păstrăm în sufletul nostru lucru pentru care a luptat și și-a dăruit viața Mântuitorul nostru, libertatea noastră de a alege binele. Noi nu avem nicio datorie către firea pământească sau către diavol sau către oricine, oricine altceva ca să alegem răul. Nu avem niciun fel de datorie. Datoria a fost de mult plătită. Nu avem niciun fel de explicație. Sau de scuză, afară de absolut deliberata noastră voință și alegere. Dacă tot avem darul acesta nemaipomenit, haideți să-l așezăm de partea binelui. Și haideți ca acest popas frumos, care face parte tot din cuvintele în amintirea mea, acest popas frumos, să ne umple sufletele cu hotărârea și cu dorința de a face o bucurie lui Dumnezeu. Va vedea rodul muncii sufletului lui în tine și în mine și se va bucura. Haideți să facem o bucurie lui Dumnezeu și el să fie slăvit în veci. Amin.